Salutare, am ajuns și la Mănăstirea Neamțului. Bănuiesc că sunt picturi originale, vechi, nerestaurate. Este pentru prima oară când ajung la această mănăstire. Uitați-vă și voi ce frumusețe. Cu ce anume? Seamănă? Nu știu, n-am fost pe acolo. Dar foarte frumoasă este. Vezi stilul bisericilor din Moldova? Cu acoperișul acesta rotund. Făcută din piatră. Hai să facem un tur de jur împrejur ca să vedem ce mai sunt pe aici. Ce colorate sunt cărămizile. Da, corect. Această piatră s-a pus în amintirea mitropoliților țării Moldovei din anul 1391. Ia uite, fii atentă. Da, interesant. Mănăstirea Neamț este o mănăstire ortodoxă de călugări din România, situată în comuna Vânători, Neamț. Satul Mănăstirea Neamț, județul Neamț, este cel mai mare și mai vechi așezământ monarhal din Moldova, fiind declarat monument istoric. Mănăstirea este atestată documentar din 1407. Îți dai seama ce veche, 1407. Ctitorirea mănăstirii este atribuită voievodului Petru Mușat. Aceasta? Tochiță, probabil aici se bătea toacă, cred. Doamne ajută!
scrie în chirilică. Un loc unde te simți mai aproape de Dumnezeu. Și când chiar cel mai de-aproape dă-ți o mână încoace aici. Să ne vaccinăm aici când ne mănâncă COVID-ul. Ia mirosiți-mă. Este transfer sălbatic și pentru binecuvântarea și protejarea șoferului la mașină. Trebuie ploaie la pământ. De la ploaie se mănâncă. De la agricultură. Nu vedeți ploaie, boli, sărăcie, foamete? O să fii. Deocamdată noi. Așa este. Deocamdată o să vedem de ce greu. În viitorul foarte apropiat. Așa este. Să că Dumnezeu ne ajută. Da, trebuie. Da, Dumnezeu ne dă și încercări. Așa este. Aici încercări, ca să vedem ce e rău, altfel dacă știm mai de bine, pe ce facem. Așa este. Părinte. Trebuie să de aici foamete și boli și moli și război. Totul e îngăduit de la Dumnezeu. Da. A, nu. Da, cu ce e cea la ei? Radar sau ce e acolo? Ce? Unde? Aici? Da. Nu e radar, e camera de filmat. Ai. Da. Întrebăm și noi ce mai da, foarte bine. Umblăm noi cu bombe, părinte, n-avem... Nu se știe, ia dă mâna aici. Umblăm, suntem cu credință în suflet și umblăm cu bombe. Asta da. S-a dus de la Mitropolia Atenei aceasta, icoana din biserică la care s-a dus și-a dus poporul, probabil v-ați întâlnat, are 1355 de ani. Oho! Pictat în secolul 7. Secolul 7? Anul 665 după Hristos. Am înțeles. Aici, în Moldova, se găsește multă istorie, să știți, multă istorie și mai multă credință decât în alte locuri, să știți. Nu are nevoie să spunem noi așa ceva. Peste tot este credință și unde sunt oameni de sfârșit. Trebuie, bine zis, trebuie, așa este. Doamne ajută numai bine, mulțumim, sărbuna, părinte. Doamne ajută, sănătate. Ia zi, tata, păreri legate de această mănăstire. Parcă ți-ai regăsit un pic liniștea în suflet, nu? Când intri. Ce simți tu când intri într-o mănăstire sau într-o biserică? Liniște? Sufletească? Da. Aceasta a fost mănăstirea Neamțului. Foarte frumos.